Cristina Gârloi, o știm de micuță, pe atunci nu ne permiteam să o chemăm la televizor așa des, dar acum că a crescut putem să povestim. Bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am regăsit! Băieții mei de la sală sunt convins că sunt foarte interesați, se pare că ai niște mușchi în plus la abdomen față de noi. Faci un... ai o chestie pe care noi nu putem să o facem. Faci un tremurici așa, nu știu cum face... Făcând de 10 ani acest lucru. Ai, de la experiența antrenament, am înțeles. S-au dezvoltat mușchii. Foarte, foarte simplu la tine, când mai ceri o porție de sarmale la o nuntă, zici că e o investiție în munca ta și nu poate să supere nimeni. Vai, dragă, sarmale! Băi, eu trebuie să lucrez cu... Așa este, dansatoarele de belly dance trebuie să fie puțin mai voluptoase, adică să se vadă din ce să mișcă. Din ce să dai, că exact. Altfel... Da, perfect. Perfect. Când ești mică, unde vezi treaba asta de te inspiră așa tare și te apuci de 10 ani, nu te mai lași? Tu unde ai văzut? Eu am văzut la filmul Clona, cred că ai auzit, și mi-a plăcut foarte mult. Telenovelas! Telenovela. Clona, bineînțeles. Se uita mama mea. Și acolo se dansa din buric. Se dansa foarte mult din buric și era și istoria dansului oriental pe care mama mi-o povestea. Aha. Eu fiind foarte fascinată de fetele care dansează în acel film, am început să dansez prin casă. Am înțeles. Și ai văzut că te pricep și ai dus asta am mai Am văzut departe. Că mă pricep, mi s-a spus că am talent, așa că am mers mai departe la cursuri, la workshop-uri cu profesori internaționali. Sunt foarte cunoscută Mulțumim. În lumea dansului oriental. Mulțumim că ai venit, să rămână. Mulțumesc și eu. Noi luăm o scurtă pauză, nu mai avem mult din